YouTube, Jurassic World The Game, ce bine să fii înapoi, frate. Salutare, prieteni, sunt eu, în cele din urmă, T-Rex-ul s-a întors, frate, după două săptămâni de vacanță, să-i zicem așa. Să zicem să fiu asta cam a fost o vacanță pe capul meu, deși nu chiar. Vă întrebați, de ce dracu am lipsit atât de mult, ce s-a fi întâmplat cu mine, am filole și am murit, oare nu? Trebuie să fie un episod, aules, trebuie să filolez un episod, aules, pe chestia asta, dar nu pot, din cauza că trebuie să recar telefonul, pentru că dacă aveți facecam, trebuie să am bateria la telefon, ca să pot să-mi filmez mutra și reacțiile mele, nu? Goddammit, T-Rex. Da, frate, am lipsit foarte mult din cauza că n-am probleme acasă, știi? Maica mea are o costă ruptă și trebuie să împar camera cu ea și nu mai am mai deloc liniște și pace și timp liber. Mai e și școala, mai trebuie să ajung și pe taică-mi cu treburile în casă, fiindcă decât eu și cu el mai puteți mai face ceva, fiindcă bunicii sunt săraci. Sunt aproape de ultimul drum. Ce sunt chestiile astea? Multe chestii s-au schimbat, frate. Am stat și m-am jucat foarte mult Paladins ca un disperat, fiindcă da, mă obsedează competitivul. Vreau să fac cea mai mare greșeală din viața mea, să mă reapuc de LOL. Nu știu dacă e o mare greșeală sau nu, spuneți voi dacă e o greșeală foarte mare sau nu. Da, s-a apropiat și chestia asta cu cu chestii extra școlare, chestii școlare. O grămadă de chestii care se întâlnesc pe capul tău, tocmai acum, frate. Știi? Dar da, în cele din urmă T-Rex-ul s-a întors pe YouTube, frate. Ce mult a trecut. Ce s-a mai schimbat în jocul ăsta, că habar nu am, mă simt, dar parcă ar fi trecut ani. Ce e asta? Division are now locked. Cineva spunea că nu mai primește, că unii care se făceau că sunt sub nivel 60, nu primesc turneul cu Yotarana, deci. Știți atât ce s-au schimbat aici? Probabil că știți, eu acum mi-am dat seama de chestiile astea. Deci cine are nivel 61, de la 61 încolo, toată lumea primește turneul cu Yotaranas pentru weekendul ăsta. Cine de la nivel 12 spre 30 are, nu știu, ceva IVM cu Spinozaur. Cine are nivel 31-60 primește ceva eveniment cu Tiranosaur. Habar n-am, asta cine mai e? Asta cu mamutul, asta ce e? Democracy Rules. Head to the community page now to vote your favorite creature and collect the free loyalty. Free loyalty points. Avem loyalty points gratis aici? Nu aici. Nope, nici aici. Ok, deci o să votăm și primim loyalty points gratis, o ofertă care nu se merită și asta ce e? You are never alone. Celebrate Global Singles Day with this pack featured at least 4 dinosaurs in every ton. In everyone. Deci primim 4 dinosauri în fiecare fac sau ce? Single day pack, în sfârșit, frate, după ce că ea cu ziua morezat, ți-a ieșit ziua ăștia la singur, în sfârșit, bă, să mă bucur și de ceva. Păcat că chestia asta trebuie cumpărată, nu? Trebuie, nu? Așa? Da, trebuie cumpărată cu 99,99. Excelent! Și ce asta, ofertă la Legendary Plus Pack? Avem un Mystery Pack, hai să scriem asta. Ia să vedem. De câte am înțeles, a adăugat și un dinozaur nou în secțiunea VIP, dacă mă înșel, la Crocantosaurul, care arată jumeche rău de tot și care costă o avere și la prostia asta de... ia să vedem. Stai că te-ți dau click pe asta ca să vă... Ia să vedem unde e Crocantosaurul. Uite-l aici. Crocantosaur. De câte am văzut, are animația de spinozaur, deci nimic diferit și e mai slab decât un... Sau e puțin mai... E cu puțin mai puțin decât un trion de nivel 4. Uite ce poză are, frate, uai. De ce nu-i, frate, creatura asta pentru ăștia nou în VIP? Adică să fie accesibilă pentru toată lumea, nu pentru ăștia nou în VIP. Să fie accesibilă pentru toată lumea. Și din câte, dacă nu mă înșel, pack-ul ăsta costă vreo 50.000 de alti points. Băi, frate. Ok, asta e ce avem aici. Ceva pterozaur de scos de la hatch. Ia să vedem. Bă, sunt curios ce putem să facem în episodul ăsta, fiindcă n-am mai jucat de multă vreme, frate, Jurassic World The Game. Deci n-am mai jucat, frate, de când am făcut ultimul episod, atunci l-am mai jucat. Un Pteranodon, ia să-mi... Cred că ăsta e ultimul Pteranodon de care am nevoie pentru nivel 40. 40... Yep. Un Pteranodon de nivel 40 vine imediat, oameni buni. Ia să vedem, îl punem pe ăsta la Evolve aici. Dacă mi-aduc eu aminte bine, ultimul episod am bătut un boss nou. Ok, colectăm și chestiile astea, colectăm... Ok. Da, mă, l-am bătut pe ăsta, cum îl cheamă, Alpha 06. Și acum ne primim pack-ul bine meritat. Mă mir cum n-a dispărut aici. Știu că dacă nu colectat pe perioada, ar merge pe 50, 100 Dinobox. Și Alpha 06 statue, în sfârșit, Telex și-a colectat și-l chestiuța asta. Și aici de loyalty points, bun și alea. Ia să vedem ce mai avem noi pe aici. Mai multe chestii astea, misiunea asta că o să terminească aici mult și bine. Ia să ne punem noi statuia, unde e Indominus. Da, și l-am obținut și pe fraierul ăsta. Ia să vedem cum arată la nivel 40, ia să vedem și noi evoluțiile așa.
Are dungi, chestii, nu știu dacă am făcut chestia asta, dar vreau să-l văd mai bine, frate. Uai de capul meu când am parat. Dă-te că dă bine să vede, frate. Dacă îi dea un efect de asta de culoare, și dacă la editare, uite, poți face chestia asta, să pun un efect de culoare, puteți să-l vedeți cum arată el, oarecum. Puteți să-l vedeți bine. Dar îți dai seama că e roșu cu albastru, cu ceva turcoaz și bleu marin și uite, aproape că-l vezi complet, frate. Uite că dă bine să vede. Arată super. Ce mai trebuie să mai faci de nivel 4 dacă poți să-l vezi așa? Îți încântă privirea, nu? Ok, unde e Indominus? Aici e Indominus, aici sunt cei 3 boși ai noștri, cei 3 statui. Bine meritate, o să-l punem și pe ăla undeva, sunt curios cât bonus de aia să ne. Să vedem ce clădire aș putea să scot. 8%, oalelei. Tu cât dai, mă? Tu dai 6, tu dai 7 și tu dai tot 7. Deci asta, deci efectiv statuia asta nouă, asta e cea mai valoroasă. Aș putea să o pun locul ăsta, sau hai să o punem locul ăsta, uite, vine porcăria asta. Asta o mutăm mai aici, cred, nu, aici, nu. O să-l punem în spatele Omega, să-i dacă se vede bine. Ia zi-mi, cum arată spatele Omega 09? E în poziția... Ok, e în altă poziție. Cât de șmecher arată asta, frate. Prea șmecher, dar uite, vezi, ceva de genul Omega 09 e cu capul spre direcția din stânga și ăsta e invers întors, știi? Dar arată mult prea bine și în domnul are acum un bonus de 143%, deci produce asta la coin să te doare capul în 12 ore. Uai de capul și de zilele mele. Bă, arată prea bine, uite aici. O colecție întreagă de statui cu boss și asta cu asta de Paște. Okidoki, după ce am terminat cu chestiile astea, vercăm trade-urile. Mama, și uita cum să joacă jocul ăsta, ești nebun. Ia să vedem, asta ne interesează, nu ne interesează. Ne interesează. Am o grămadă coins, frate, de ce nu? Dar nu. Ia să vedem. Hai să dăm să luăm niște mâncărică bună de cartofi. Să mai... nu, stai că vreau să fac trade-ul ăsta, asta vreau să-l fac. Ok. Mai facem noi una, două trade-uri. 8 Galimius pentru 2324. Dacă facem noi un calcul, cât mai costă un Galimius? Question mark. Ia să unde e Galimius? Tu ești nu ești tu Galimius? Nici nu știu dacă am un Galimius în parc. A, uite-l aici. Mamă, câți am, mai trebuie unul și fac un de nivel 40. Deci dacă ar fi să-l vindem. 290. Și ținând cont că mie mai trebuie unul și dacă tot am așa de bă, ies pe plus cu ADN-ul, dacă nu mă înșel, dacă n-am făcut un calcul tot mai exact, dar cred că ies pe plus cu ADN-ul, deci cui pasă, frate, e Galimus, e rar, se obține foarte ușor, e foarte ieftin. Hai, ok, mai colectăm o chestie. Ia să iau evenimentele, ce evenimente avem? Asta e un turneu cu Tiranozaur, stai ce? Deci va să zic că acum toți dinozaurii se bagă în turnee ca să... Wait, what? Frate, de ce participa într-un turneu ca să câștigi un T-Rex? Când poți să te blochezi foarte ușor la un Battle Stage amărât de cât trebuie să faci nivel. Oricum ăsta Tiranozaur te blochează la Battle Stage 19, dacă nu mă știu, sau 20. Deci, nu prea înțelegi. Uite, sunt 3 pack-uri la fel, frate, adică... Nu văd, adică chiar nu văd rostul chestii astea. Luria a rămas fără idei, aia e. Avem un Battle Stage? N-avem un Battle Stage, aici VIP chestie, aici nimic interesant. Chestie mișto, deci asta, mai multe evenimente, un Legendary Pack, interesant. Da, turneul ăsta e cam risipă de resurse, știi? Aolei, vai de mama mea ce e aici. Ia de mai știe T-Rex să se bată, it's a whiteout, uite, Cenozoic Battle Pack. Ia să câștigăm noi Battle Pack-ul ăsta, Cenozoic Battle Pack-ul ăla. Ia să vedem, pe cine am vrea noi să punem în luptă? Vedem că pe ăștia doi. Și un cave ar fi bun pentru tipul ăla, dar cum n-am un cave foarte bun. Hai să facem așa. Da, ia zi că mai știe T-Rex-ul să se bată în Jurassic World the Game. Ai de capul de zile mele cât de mult a trecut. Porcușorul o să-ți iei pe coaja, uite, nivel 102, ești nebun la cap. E boostat ăsta. Și l-a adus pe elefanțelul Kiki aici. Mamă, ce față, ce supărat arată ăsta, frate, mă uit așa l-a adus, bă. Mă intimidează, sincer, bă. Nu pot să le elimin, o să pun 3 reserves. Bă, și vreau să știu voi cum mai sunteți, mai oameni buni. Cum v-ați simțit în absența lui T-Rex? Probabil că unde te văd azi v-ați sinucis sau ceva de genul. Sau aveați gândul sinucigașe că nu mai apare T-Rex-ul. Ok, să-i facem felul ăsta. Da, v-am zis eu, tot felul de chestii, frate, că mi-a apărut în viață, știi? Odată ce crești, apar și probleme din ce în ce mai mare, știi? Cum crești tu așa ca buruiana de tenal și în vârstă și în astea și în bătrân și chestii, așa apar și probleme în viață, știi? Și când realizezi că o să rămâi singur la un moment dat și că tu trebuie să iei toate deciziile și să faci tot ce e bine pentru ca să-ți fie ție bine, fiindcă ai tăi să ducă sărat și trebuie să ai grijă de ei. Voi ce gânduri sunt prea. Bă,
Și acum despre ce să mai vorbesc eu, oare că nu mai vine nimic în minte, frate, n-am mai filmat de vreo 2 săptămâni, trebuie să-mi reintru mână cu chestiile astea. O să găsesc un subiect de ăsta fără noi, mă, ia să vedem. Fiindcă eu sunt foarte deștept. Sunt atât de deștept încât am un IQ mai mare decât al unei cărămiți. Băi, dacă nu știați, eu am un IQ mai mare decât al unei cărămiți. Deci, da, ia să vedem. Subiect, găsește subiect, Alex. O să vorbim despre lipsa mea de subiect, ok? Deci, da, eu nu am niciun subiect de vorbă și ăsta e subiectul de astăzi pe care o să vorbim. Lipsa de subiecte, lipsa de inspirație. Ce este inspirația pentru pasoarea asta? Astăzi zicem definiția inspirației. Mă, ce dracu e nerecul, mi-am fost prea mult la școală. ok. Bă, aparent dacă și-aș și lupta asta. Cine va face asta? Oh, un cap în gură mi-a dat. Bine. Acum o să dau și eu ție ceva acolo în cap, nu știu, tot un cap în gură. Îți dau niște pietre în cap, ia de aici, boss. Îți dau niște pietre, să te încuiești o casă, o peșteră, ceva. Bă, prima luptă a fost ușoară. Normal, când ai creaturi bune, e ușor și ne. Nu știu dacă să mă bag în evenimentul ăla cu tiranozorul, frate, adică de ce aș vrea să câștig un T-Rex? Hmm? Pa bune, de ce aș vrea să mai câștig, de ce aș vrea să lupt într-un turneu, să lupt ca disperat acolo, ca să deblochez un T-Rex când pot să deblochez la nivelul 60, gen, știi, nivel 20, doamne. În fine, chestiile ludia. E problema, Cilișam. N-am destui cave de ăștia, n-am cave bun ca să... Cavern, stai că sunt cavern ăștia, sunt tipul de cavern. Cave e ăia, sunt aia de sub apă. Bun. O să facem în felul următor. Tu mid shield, tu atacă, tu elimine pe aia care o mai lasă în picioare. Strategie foarte simplă, frate. Nu-mi plac strategiile aia complicate, cu ecuații, cu trash, cu faci, așa că nu știu. Merge acolo pur și simplu. Ăla mid shield, ăla atacă, ăla cură, să știi? Cam așa funcționează, ca așa funcționează în toate jocurile, frate. Ok, nu m-a atacat, ceea ce e foarte bine pentru mine, mai multe reserves. Asta e rostul lui... Asta e rostul unicornului aici. Asta și-a propădit toate punctele la acțiune, perfect. Ai văzut ce funcționează strategia noastră, oameni? Așa să face, frate. Asta e mort în 2 lovituri. Mi s-a înfundat și nasul, perfect. Nu mi s-a mai înfundat de vreo câteva zile și-a găsit tocmai acum, frate, să mă deranjeze. Nevăstuica. Îmi aduce aminte de bug din Dawn of the Dinosaurs. Ia să vedem cum îi fac eu felul fraierului. În sfârșit ceva ce nu e peste nivel 40 aici. Mort? Mort. Caput. Și ultima nevăstuică. Hai să te văd și pe tine ce. Bă, dar asta nu e nevăstuică, asta e mai mult un rău masupial. Dar seamnă cu nevăstuică. Ui. Ce-a fost aia, ești nebun? Sara acum multe ceva de gen. No, nu vreau să mor. Toți murim la un moment dat. Asta e cercul vieții. Mâncăm ce creștem, deci până la urmă noi suntem în vârful lansuitor, pentru că noi ne mâncăm pe noi oarecum, știi? Ce plantăm noi în pământ, crește din cadavrele noastre care se descompun și chestii, se naște planta, noi culegem planta din pomul ăla, o mâncăm sau, bine, o plantă acolo. Dacă ești vegetarian, mănânci iarbă, deci da. Frate, nu înțeleg pe vegetarieni ăștia. Mai că dat într-un subiect în altul, ești nebun. Am ajuns acum, asta cu vegetarieni sunt mai interesant, adică, frate... Cine ar putea să ducă o viață așa, adică să mănânc numai plante, frate, vegetarian în puii mei? E, nu știu, e puțin mindblown. Băi, ești nebun. Ăsta are 688 atac și ăsta la nivel 40 are 689. Aia ești prost. Ok, deci tu mid-chill, tu atacă, tu curăță. Strategia foarte simplă care să ne salveze. Dar totuși, frate, gândiți-vă vegetarieni ăștia, că ăștia, ci că duc o viață sănătoasă, frate. Asta se numește viață sănătoasă. Omul fără carne nu poate să trăiască, vă zic eu secretul. Un om fără carne nu poate să trăiască. Fiindcă ai nevoie de niște resurse importante în carnea de care ai nevoie. Și cum zic ăștia că îi auzi pe vegetarieni ăștia, mâncători ăștia de plante, ierbivori ăștia, triceratops ăștia. Îi auzi cu faptul că să nu mâncăm creaturile cu viață. Dude, stai puțin, cum adică să mâncăm creaturile cu viață? Cartoful ăla de-l mănânci, ăla e o plantă, ăla are viață. Au și plantele viață. Cum adică să nu mănânci creaturi cu viață dacă plantele au și ele viață? Unde e logica aici? Adică dacă stai puțin și te gândești, te ia puțin cu amețeală, știi? Gusta, nu mânca creaturile cu viață. Păi, voi de zic că cartoful ăla de-l mănânci și ăla are viață oarecum. Și trecem de ce ne-am pus 3 atacuri, nu știu. Totuși, trebuie să stai să te gândești puțin, frate. Dacă e să o ia așa, mănânci pietre, până la urmă, că nici pietrele nu sunt vinul.
Și totuși au particule, microbi, microorganisme foarte micuțe acolo, atomi și celule. Calefarea le omor dacă le mănânci, bănuiesc. Deci dacă e să dai așa, frate, e bine să mănânci aia. Dar nici iar nu e bine să mănânci, că și pe acolo sunt ceva particule, ceva minuscul acolo, subatomic, pe care probabil că îl omor dacă îl mănânci, știi? Deci dacă e să o iei așa, ar trebui să stăm așa, stand-up viața, să nu respirăm, să nu mâncăm, să nu facem absolut nimic. Și poate chiar așa distrugem un ecosistem întreg. Mamă, am ajuns să discutăm la nivel subatomic. Uai de capul meu, prea multă chimie, prea multă pregătire la chimie pentru bacul ăla folosit. Ok, ultima lovitură de grație. Invocă pietrele disperării, pietre pieirii. Mă mănâncă nasul. Ok, jos cu tine, mă, elefanțel. Ăsta, elefanțel, doamne. M-am stricat de tot. Ia să ne bă, ce încenozoi battle pe acolo. Deci, asta este episodul videoclip, oameni buni, în care T-Rex își face apariția. Dacă nu știți, adevăratul T-Rex a dispărut, e extinct și eu sunt doar o clonă, știți? Sunt pus ca să locuiesc pe adevăratul T-Rex. Sper că v-am lămurit acum, ia să ne încep o ție cenozoi battle pe acolo. Bun. Bun, pe naiba, coins, nu, niciodată nu să fie coins-ul bun. Și eu place fază, am primit un super rar. Bă, e destul de bine, am primit ceva foarte decent. Și avem 8000 de loyalty points. Bă, aș putea să evoluez pterozaurul ăsta aici, pteranodon. Să-l fac nivel 4, dar nea, să fac asta off-cam, adică avem un de nivel 4, la cine mai trebuie încă unul? Să fie acolo, știi, dacă apare un hibrid nou, eu să fiu pregătit. Vă vine să crezi să pregătești și T-Rex pentru ceva. Hai să punem așa un alozaur. Și să mai punem ceva, nici că e creatură legendară, am și eu. Ia să vedem, ceva legendar, am Galimiu, am Ichthyostega, Uniasaur, Prancetuchus. Bă, nu știu ce creatură să punem aici. Ia să vedem, unde e Prancetuchus ăla? Aici e. De nivel 30, așa. 20, asta poate să face nivel 4. Uite, Prancetuchus am putea să face nivel 4 în episodul următor. Uite chestia bună, frate, în episodul următor să facem un Prancetuchus de nivel 4 dacă nu o să avem nimic mai bun de făcut. Uite, avem și chestiuțe de colectat aici. Ok, și niște informații, ceva despre crocodilieni. Bun, uite, colectăm resurse. Și uite cum arată la nivel 40, deja avem imaginea, deja avem spoilerul cum arată la nivel 40. Foarte tare, nu? Microprocesor de nivel 40, Devil Croc de nivel 40. Așa, bă, nu prea avem ce creatură să mai evoluăm și chestii de genul. Ar vrea să lăsați voi sugestii în comentarii ce creatură de nivel 40 să mai facă, nu prea mai am idei, frate, de... Așa să mai facem eu câte un episod de joasă cu Ordegen, ceva mai exclusiv, nu? Ceva să-mi permit și eu, uite, să-mi cadeze resursele astea de leam, nu să fie ceva gen fața Nicola Creuz de nivel 40. Că mi-aș fi imposibil. Dar totuși vreau să pun o creatură legendară aici astăzi. Tot nu mă lasă până îmi găsesc ceva. O să pun un Ichthyostega. O să punem un Iasaur ăsta. Bagă, frate, acolo. Păra chiar un Iasaur de știam. Știu că aveam unul pe aici. Nu, ăsta e Terizinozaurul. Era pe aici, până. Uite-l aici. No, uite, frate, puteam să facem un de nivel 30, uite chestie. Și încă 4 și puteți face un de nivel 40. De fapt încă 3, că unul e la hatch. V-ați prins o idea, nu? Dar în fine, fraților, cam aici o să închei și eu acest episod. Deci dacă v-a plăcut și vă bucurați că m-am întors, știți ce aveți de făcut? Apăsați butonul de like. Ăștia mai noi care ați trecut pe aici în vizită, să vedeți ce naiba e cu nebunul ăsta care vorbește prostii să joacă jocuri în 15 premiuri pe aici. Abonați-vă și voi dacă vreți să rămâneți la curent cu notățile și toate chestiile pe care T-Rex o să le mai facă în viitor. Vreau să mulțumesc și celor noi care s-au abonat, frate, la canal. Așa de care v-ați abonat. M-am întâlnit așa întotdeauna că sunt aproape de... Ultima dată când m-am uitat aveam vreo 600 și 615 abonat, 620. Și acum că mă uit sunt aproape la 700. Am făcut ceva de genul wow. Chiar dacă nu fac nimic tot atrag lumea. Deci m-am simțit așa foarte încântat și vreau videoclipul ăsta trebuia să fie ceva de mulțumire așa și de apreciere. Dar am uitat. Am uitat, cea mai bună scuză. Dar în fine, fraților, ați simțit ce aveți de făcut dacă v-a plăcut acest episod. Și noi o să ne revedem ca de obicei data viitoare. Pa, pa!